Domnul Arcan Adrian, domnul Bărfi Vasile, domnul Ivancescu Gheorghe, domnul Fetica Gheorghe, domnul Probiliu, domnul Florin, domnul Săcaru Constantin, domnul Vărcău Ioan, domnul Văzu Florin, domnul Văzu Petre Adrian, domnul Mănea Constantin, domnul Chifor Ilie, delegat Sătesc, domnul Chiuș Jean, delegat Sătesc. Suntem acolo. Și aici, mă. Sunt prezenți toți consilieri, cred că se poate ține. Știți, domnul Adroache Florin, și aici prea mandatul de 3 luni la conducerea ședințelor. Pentru aceasta trebuie făcute alte propuneri și alte persoane care se conduc, consilieri care se conducă ședințe pentru de 3 luni. Cine face propuneri? Domnul Ivancescu. Domnul Ivancescu Florin. Mai sunt alte propuneri? Nu. No. Mai fi alte propuneri, vă rog să puneți la voi cine este pentru. Împotrivă, se arătăm cineva, vă rog să dorim, vă rog să dat în sală spre o consultare, dacă sunt observați în propoziunea procesului verbal. Nu. Dacă nu sunt observați, nu cine este pentru propoziunea procesului verbal? Domnul, numai cu rugămintea aia, că vreau să nu se arăte și nu cum se restitui banii respectivi. Deci, domnul Bănea Constantin. Da. Alte probleme așa la procesul verbal, nu mai fi în acest moment, așa s-o fie la vor. Singura abține, am înțeles. Domnul președinte, toți trei ori de zi, mi-a abținut. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea dărinești în administrare și exploatare către SECE, Compania Regională de Apă Bacău, a bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă a satelor Coțofănești, cuprins anexa numărul 1 la hotărâre. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2023. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției anuale a Consiliului Local Coțofănești la finanțarea activității de asistență socială și aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Punctul 4. Probleme diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, spune la votul ordinea de zi, ce este pentru? Toată lumea. Trecem la punctul numărul 1. Referat de aprobare de la proiect de hotărâre privind aprobarea dărinii în administrare și exploatare către SECE, Compania Regională de Apă Bacău, a bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă a satelor Coțofănești și Bâlca. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 45 24 anul 2021, s-a dat în administrarea CRAB SA Bacău sistemul de alimentare cu apă în satele Coțofănești și Bâlca. În procesul de preluare, care poate dura și un an, SECE CRAB SA ne trimite adresa numărul 553 din 19-4-2022, prin care cerem să completăm această hotărâre cu un articol care să prevadă mandatarea de către OAT Coțofănești a ADIP, care să semneze numele și pentru OAT actul adițional la contractul de legare a serviciilor publice de apă și canalizare. Modificarea a fost cuprinsă în articolul 3 al prezentului proiect de hotărâre și alte prevederi fiind schimbate. Având în legile mai sus, spun dezbate așa. Raport de specialitate. Raport de specialitate are prevăzut același lucru. N-aș vrea să mai dau citire. Și hotărârea. Consiliul Local al Comunei Coțofănești-Județul Bacău, în sesiunea de astăzi, având în vedere referatul de aprobare al primarului Comunei domnul Olariu Verel, raport de specialitate înregistrat la domnul secretar, Marea Vasile, hotărârea de Consiliul Local numărul 45 din 24 septembrie 2021, privind aprobarea completării inventarului domeniului public al Comunei Coțofănești cu o nouă poziție, sistem alimentare cu apă, a satelor Coțofănești și Bâlca. În conformitate cu prevederile ordonanței de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ,
Partea 5, reguli specifice privind proprietatea publică sau privată a unităților administrative teritoriale, capitolul 3, secțiunea a doua, dar administrarea bunurilor proprietate publică în conformitate cu prevederi legii numărul 7 din 1996, legii numărul 24 din 2000, ordinul 700 din 2014, hotărârii de guvern numărul 34 din 2001, în temeiul articolului 129 alineatul 2 litera C, articolul 139 alineatul 3 litera G și articolul 196 alineatul 1 litera A din ordonanța de urgență 97 din 2019 privind cadrul administrativ hotărăște. Articolul 1. Se aprobă darea în administrare și exploatare către SC Compania Regională de Apă SA Bacău a bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă a satelor Cotocănești și Bâlca, conform anexei ce face parte integrante din prezenta hotărâre. Articolul 2. OAT Comuna Cotocănești sub Bacău prin primar se obligă să înscrie bunurile prevăzute în anexa. În anexă, în cartea funciară a Comunei Cotocănești, în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, iar SC Grabe SA va nota în cartea funciară dreptul de administrare asupra bunurilor din anexă la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se mandatează ATIP Bacău ca numele și pentru OAT Cotocănești să semneze actul adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, numărul 556 din 2006, din 29-11-2010, pentru completarea anexei numărul 4, lista bunurilor proprietate publică și privată aferentă serviciilor care sunt transmise spre folosința operatorului pe data contractului. Articolul 4. Cu data prezentă se abrogă hotărârea Consiliului Local Comunal numărul 51 din 24 septembrie 2021. Articolul 5. Prezenta hotărâre poate fi atacată în contencios administrativ, potrivit legii 544-2004. Secretarul va comunica în termen de 10-10 zile prezenta hotărârii. Da, eu câteva cuvinte doar de la registrare, zic eu, lămuritare. Este vorba de redarea sistemului de apă a satelor Cotocănești și Bâlca la ADIP, adică Agenția de Dezvoltare de Comunitate Bacău. Această mai în speță crabă, compania regională, a Canal Bacău. Noi marșăm pe chestiunea asta de mult timp, știți că durează, uitați că am început mandatul și din astea statistică am aflat de la 2-3 luni de zile. Este o procedură foarte greu, e stufoasă. Și așa, e chestia birocratică, chestiunea birocratică la noi. Și deocamdată pasul ăsta care trebuie să-l facem este acesta de a preda prin hotărârea Consiliului Local, deci o acceptul dumneavoastră, să predăm toate bunurile, sistemului de alimentare cu apă, asta de lucruri. Bânca către CRAB, Compania Regională de Apă și Canal Bacău. Aici intrăm toate cele, nu știu, bănuiesc că a studiat în anexe și în anexe trecute. Începem cu cursurile de apă, cu partea de automatizare, transformatorul care oricum era ei, când am predat de când s-a predat sistemul de alimentare cu apă satului Borșan, am început la accept să ne branșăm prin transformator nou, am început accept la CRAB să ne dea voie să ne cuplăm cele două pome. Deci tot ce înseamnă sistem de alimentare cu apă, cu aducțiune, cu vorbesc de aducerea apei din puțin rezervoare, cu tot, cu distribuție, deci conducta, sunt două conducte, una principală, de aducțiune care vine din puț, din puțul să ducem la puț, iar distribuție sunt mai multe, pentru că toate străde, toate străducerea. Deci trebuie să dăm tot sistemul integral, inclusiv cu zona de protecție, a bazinelor și a puțului. Deci facem lucrul ăsta pentru că nu că vrem noi, vreau eu neapărat, pentru că ne-am descurcat atâția de zile, ne descurcăm și de-aia cu multe lor. Prețul este modic, deci să nu recunoaștem. La noi e 3 lei cu pâinea, acum e 4 lei și 4,50 de bani. Deci măcar nici litri de apă, nici măcar o pâine. Vreau să spun că îmi trage în linie, nu prea e să tanda pe mânt, adică la cheltuieli. Pentru că noi plătim apa pe care o luăm și noi la rândul nostru plătim apa pe care o luăm la apele române. Pentru că acolo, când pleacă din puța apa pentru distribuție, are un apometru. Nu înregistrează cât pleacă. Nu vă mai spun că nu încasăm cât pleacă, pentru că mai sunt pierderi, mai sunt, Doamne ferește, incendii, mai sunt avarii, dar în același timp mai sunt și furturi.
românul mă sunt la 3 lei fură. Deci dacă 3 lei, 1000 de litri de apă, el și așa fură. Mai spun că nu plătesc. Nu plătesc, n-am bani. Ei, la CRAB lucrurile se vor schimba. Prețul apei nu va mai fi la fel, dar nu că vreau, suntem obligați să plătim sistemul la CRAB. Prețul apei nu va mai fi la fel, n-ai plătit într-o săptămână, rebranșat înapoi, discutam cu băieții că am fost la o întâlnire cu gazurile în delta Dunării, cu schimb de experiență, e 1200-1000 de lei branșat, nu ca la Cuțiofănii, 120 lei și așa se proces prin buzunar să-l plătească. Deci noi până acum am mers pe piața aia. Pentru că nu e numai ce plătim la apă de România. E curentul, sunt aceste defecțiuni care trebuie să înlocuiesc, să facem suduri, să mai multe. După aia, mai avem în afară de asta, pompele care se ardă. Iar dumne, au o perioadă de funcționare și se ardă. O perioadă de garanție, se ardă și o pompe. 160 de milioane, vorbesc în bani, că sunt mai familiarizat banii aia. 160 de milioane, 150 de milioane. Deci nu iese treaba. La ei iese pentru faptul că o branșare nu mai e 120 lei, 1200 de lei. La ei capa este mai scumpă. La ei tu nu ai plătit pe-a de branșat, nu discută, nu acceptă compromisuri. Și încă o dată repet, nu că vreau eu să o dau. Așa este, aceste sisteme de apă trebuie să fie exploatate de un sistem centralizat. Și acest sistem centralizat este acest CRAB, compania de energie, care aparține de adică de țeat. Deocamdată am rămas tot la 3 lei, când nu se miră. Tot 3 lei, dar tot 3 lei, dar nu plătiți. Tot la 3 lei. Tot la 3 lei până când nu o s-o predăm, cred că tot cu 3 lei până așa. Nu vreau să fac încălcări de lege în ceea ce privește stabilirea prețului, pentru că trebuie făcut cu ANRSC-ul, cu Agenția Națională de Rezerve și Resurse Naturale, deci nu fac lucrul ăsta, nu permit să fac. E bine, eu chiar mă bucur că le dăm cu 3 lei, dar și lumea să fie mai, cum să spun, mai responsabilă în ceea ce privește consumul de apă și plata. Datoria față de primărie. Dacă vă arăt acum că nu încasăm decât am încasat apa și n-am încasat decât cam 55-60%, faptul că nu au plătit nici dacă. Și vin, sunt cei recidiviști cu ghilimele de rigoare, că nu au plătit nici tură. Deci se pare mult că citim o dată la 6 luni, nu mă duc să citesc la fiecare lună, să-mi dea 3 lei, 6 lei consumă 2 metri cub de apă. Deci se pare mult, pentru că, deci se pare mult. Adică mult ce înseamnă. 260 de lei, de exemplu, am plătit 246 de lei, 2.460 de lei, pe 6 lei. Cam aici este 2.500, dar la 6 luni, dacă faci un calcul, sunt 25 de lei pe lună. E din capul meu. Dar omului se pare mult, că e 2.500.000, dar mă ajut în fiecare, dar mă duc în fiecare lună, să-i scârții poarta, cred că nici voi nu-i cum. Da, nimeni nu interzice cetățeanului consumatorul de apă să vină să citească abonamentul, să plătească el aici. Nu, sunt cazuri, din oameni și își plătesc. Noi mergem numai și verificăm când și când. Da, sunt cazuri. De asta vă spun că pentru noi e o povară și de altfel e un lucru bun pentru că au cetățenii acum. Da. Toate lucrurile merg până la un anumit punct, de acolo înțeleg. Oricum, anul ăsta sunt ce să mai durează, că e clar, nu mai durează. Mai durează, pentru că cer foarte mult hârtii, faci cu un dosar de așa. Da, îi mulțumesc, dacă sunt ceva mai clar. Mai sunt discuții pe... Mai avea cineva să... E clar. Da, dacă nimeni nu mai are nimic de spus, comisiile... Uite, dacă da, și pun proiectul de hotărâre la vot, cine este pentru. Nimeni nu se abține. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind indexarea anuală a impozitelor locale pentru anul 2023. În conformitate cu prevederea articolului 491 din Codul Fiscal, Consiliul Local indexează anual cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică, impozitele și taxele locale până la 30 aprilie pentru anul următor, cu indicele de inflație aferent anului anterior. Indicele de inflație ianuarie 2021 ianuarie 2022 a fost de 5,1%. În consecință,
S-a inițiat prezentul proiect de hotărâre, urmând ca toate impozitele și taxele locale stabilite în sumă fixă să fie indexate cu 5,1%. Având în vedere că proiectul de hotărâre depășește condițiile de fond și formă cerută de lege, aceasta poate fi pus de dezbatere și aprobării Consiliului Local. Raportul Companiei de Specialitate conține același lucru. O să dau citire proiectul de hotărâre. În termen prevederii de articolul 129, alineatul 4, litera C și articolul 196, alineatul 1, litera A, din ordonanța de urgență numărul 57/2019, prin codul administrativ, având în vedere prevederea de articolului 491 din codul fiscal, legea 227/2015, cu modificări și corectări ulterioare, având în vedere prevederea articolului 27 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificări și corectări ulterioare, având în vedere raportul înregistrat la consilierul la biroul de specialitate, având în vedere indicele de inflație pentru anul 2020, comunicat de Inspectoratul de Statistică, în procent de 5,1%, se propune. Se indexează impozitele și taxele locale stabilite în sumă fixă aplicabile în anul 2023 cu indicele de inflație pentru anul 2021, comunicat de Institutul Național de Statistică, respectiv 5,1%. Articolul 2. Sumele astfel rezultate vor fi stabilite în hotărârea Consiliului Local de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, licența din noiembrie 2022. Articolul 3. Prin grija secretarului comunei, prezenta se va comunica instituției prefectului, primarului, ANAF și va afișa la serviciul consiliului local al comunei Coțofănești. Nimic nu o scurtoare. Am spus de că am stabilit impozitații locale pe 2022, că nu am indexat cu nimic, nici cu un bănuț, doar și am specificat și atunci, cu indicele ratei de inflație care se stabilit de inesimță. Aici n-ai ce face. Dar în noi știți foarte bine că nu mai are niciun impozit de nicio parte. Dacă rămâne la fel. Asta nu o putem ocoli. Adică. Da, vreau să vă întrebați și... Aici e o greșeală de scriere, cred că, având în vedere indiciile de inflație pentru anul 2020, comunicat Institutul Național de Statistică în procent de 5,1%. Trebuia să fie 2021-2022. S-a lăsat anul vechi. Da. Ne-am aricat, înțeleg. Poți fi mai grav la an. La anul, când inflația în anul ăsta e mult mai mare. Da, da, da. 13%. Dacă nu greșesc. Dacă noi hotărâm prețul ăsta acum, indicele ăsta, așa rămâne pentru anul 2023? Da. Sunt discuții? Comisiile? Aveți de favor. Da, spun la vot, proiectul 3, cine este pentru? Trecem la punctul numărul 3. Având în vedere adresa numărul 10536 din 28.04.2022, acolo de Sean Bacău, având în vedere prevederea legii numărul 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile articolului 20 în ordonanța de urgență a Guvernului numărul 27/1997 privind protecția copilului aflată în dificultate, republicată cu modificările și completările ulterioare, a legii 448 din 2006 privind promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, ale legii 292 din 2011 a asistenței sociale, ale hotărârii de guvern numărul 426 din 2020 privind aprobarea standardelor de costuri în servicii sociale, precum și a legii numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și puterile ulterioare, având în vedere hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 84 din 28.04.2022, privind stabilirea costurilor medie anuale, lunare, rugăm să aproba ședința Consiliului Local nivelul contribuției anuale în procent de 35% la cofinanțarea activității de protecție a copilor aflați în dificultate, a celor cu handicap și persoanele majore, vreau să concordeze cum urmează. Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Răcăciuni. Cost anual 2150, sunt două persoane, două cazuri, total de 4300. Centrul de îngrijire și asistență a persoanelor cu dizabilități cu Omănești. Cost 49.990, număr cazuri 1, total 49.990. Centrul de reabilitare și abilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Petricica cu Omănești. Cost 57.966,
un caz, Centru de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Filipești, cost 13.608 și 17.180 câte o persoană, Centru de Îngrijire și Asistență a Persoanelor cu dizabilități, costa chinei dintre Gogna, locuință maximă protejată, pașa primită 6 o persoană și 52.789 persoane. Aici facem chestiunea asta, o facem an de an, 35% din costul pe o lună, banii ăștia așa vin de la Consiliul Județean. O să? 35%. Deci, mai multe de discutat nu sunt aici, a? Și nici nu avem așa de mulți, avem 4, 5, 6, 7, 8 persoane. Deci nu avem așa de mulți în centrele care în rigire. Deci, da. Discuții? Da, cineva spun. Comisiile? Aviz, fără. Da, supun la proiect de hotărâre, ce este pentru. Toată mai de acord. La probleme diverse, cum primul parcă. Da, eu am să vă spun câteva lucruri în ceea ce privește acum, am relegat metroul în această perioadă. Ce să vă anunț că joi este ziua de înălțare, 2 iunie, este înălțarea Domnului, prin eșcucare, de fiecare dată, primăria Comunei Coțocănești, Consiliul Local al Comunei Coțocănești, a organizat această comemorare a eroilor neamului. Și avem cele 3 sate cu 3 monumente, Evola de Coțocănești, Borșan și Pulca. Orele de începere sunt la Coțocănești, bineînțeles cu participarea preotului paroh. Și aici la Coțocănești o să avem preoțe. Părintele Ivașcu, am avut o discuție astăzi. Deocamdată, este cu delegație. Părintele paroh, cu grădinița, cu școala, cu implicarea școlii și la noastră, bineînțeles. O să facem o ceremonie, așa cum merită aceste eroi în neamuri, acești obune ai noștri. Și poftim ora 10. Ora 10 la Coțocănești, ora 11 la Borșan și ora 12 la Bâlca. Ne vom deplasa acolo și vom face cele ce se cuvine și ce e necesar pentru comemorarea. Sunteți invitați în măsura în care puteți să veniți, să alegi ferețe de timp liber de la serviciu. Sunteți invitați să participați și dumneavoastră. În același timp vreau să vă mai să vă spun, nu să vă reamintesc, să vă spun că joi, azi săptămâna, la sediul primăriei Comunei Coțocănești s-a semnat contractul de proiectare și execuție a lucrării de investiție alimentare cu gaze naturale a comunei prin programul POIN, programul operațional de investiții mari. Firma câștigătoare este o firmă austriacă, eu v-am mai spus, se numește Habau. Cine a urmărit pe, a fost dat pe, pe Facebook și pe grupul Coțocănești Online, a urmărit acolo semnarea contractului cu proiectantul. Proiectantul este firma de proiectare de la Brașov, îmi scapă numele, domnul Popa este director, și firma austriacă, printr-un reprezentant, un director general destul de tinere. Am avut o discuție clarificatoare în ceea ce privește execuția și am zis că, oricum, ar fi parte de proiectare și de execuție. Deci proiectul, acolo am avut studiul de fezabilitate. Studiul de fezabilitate este un preproiect cu avizele care sunt necesare, o parte din ele sunt opțiune, dacă lucrurile merg cum trebuie, adică și nu întâlnim sau întâmpinăm piedici. Piedici nu intenționate, adică de timp cu avizele pe la drumuri naționale, pe la apele române, că ăștia sunt cei mai rigizi și mai scrupuloși. Sperăm ca, cel puțin speranța mea este ca prin august, sfârșit de august, septembrie, octombrie, în cele trei luni, să începem execuția, prin partea de execuție. Cât durează? Termen am pus și acolo pe fel. Termenul de execuție și finalizare este decembrie 2023. Dați-mi voie să fiu sceptic. Pentru că timpul fizic este cam comprimat.
Și în teren, exact ca și la operație, când se face operație chirurgul, când se face omul, pe lângă ce știe că se opereze, s-ar putea să mai găsească și altceva. Aici sunt lucruri de ocolit, fibră optică, conductă de apă, podeți, primește o zonă de teren, știu eu, mai neadecvată, măști noastre și așa mai departe. Dar dacă se întâmplă 2024, până la sfârșit, e și mai bine. Și dau în folosință pe ronsoane sau când se penalizează? Nu, sistemul se dă în întregime. Când se penalizează lucrarea, când se branșează, adică vor fi branșați toți. Există risc de accidente în cazul ăsta. Ei vor face probe de presiune, poate le vor face și ronsoane. Nu mă pricep, că nu sunt doar... Adică ronsoane, s-a apropiat într-o ronsoane, vor face probe de presiune, vor face probe de vadă, dacă pierde, nu știu ce, e problema lor. Ei vreau să spun la această investiție, investiția este foarte mare, este singura comună din Moldova, suntem care am menționat. Investiția este foarte mare și sunt 11 firme subcontractante. Adică eu sunt contractator șeful, am au și nu știu ce mai este firma, adică știu de ei, să nu se împiedice în comună. Au 11 subcontractanți care la fel sunt firme mari. Care pe parte de electrică, care pe parte de rezistență, care pe parte de știu eu, și bineînțeles și proiectanții. Proiectantul are cu docul proiectant 11 firme. Deci firma Habau, ea e cea care răspunde de toată lucrarea, inclusiv de cea de proiectare, chiar dacă proiectantul este, nu este subordonatul lui, că nici ceilalți sunt subordonați în firme celelalte, închirează exact cum închirează metale să-ți facă ceva acasă, care pe instalații sanitare, care pe instalații electrică, da. Tu dai banul, tu ești șeful, el va lua banii. Nu, noi nu vom da la cei mulți băieți sub contracta. Banii se vor derula prin firma câștigătoare, prin Habau. Ei vor răspunde de calitatea lucrării. Și de electrică, de rezistență, și anumit partea dacă ei nu sunt pe zona asta, ca să zic așa. Este un proiect la care cer foarte mult să se finalizeze. E un proiect mare și un proiect care ne aduce civilizația de tot în casă, ca să zic așa. Și e necesar că lemnul nu este. Este necesar pentru că lemnul de foc este din ce în ce mai greu de găsit, este foarte scump. Creează și disconfort, taie cenușă, rumeguș, însucă, mai departe. Aici e simplu, ai bani, dai drumul la gaz, n-ai bani, nu dai drumul la gaz. Când acolo, dacă nu vreau să fac foc, spune Gheorghe să-mi aduc o căruță de lemn, nu mă aduce imediat. Nu ți-o aduce imediat. Să o ai în curte. Aici, o l-ai pe țeavă, nu mai dai zubă dacă ai bani. Iertați-vă că vă întrerup. Am înțeles că branșarea până la gazometru este gratuită. Este pe programul european, pe acest program, iar de acolo ramificația. De acolo, până în curtea dumneavoastră, este gratuit. De acolo, unde vă duce așa la bucătărie, nu știu cum vă duce, de regulă la bucătărie, te duci cu gazul, nu te duci direct când dormi tot după aia. De acolo este treaba proprietarului. Dacă mă întrebați cât costă acum un branșament de gaz, e undeva la 5.000-6.000 de lei acum. Dacă mă întrebați peste un an de zile, s-ar putea, dacă mergem cu această inflație, 14,6... 10.000 de lei. 10.000 de lei. Important este că atunci, vrea Dumnezeu să fim sănătoși, să facem această branșare măcar în două sau în trei ani. Adică ca oamenii să poată să-și permită, pentru că noi avem și un mare interes. Consumatori. Nu dă drumul la gaz pentru 10 în consumatori. Acolo trebuie să ai consumatori. De-aia Tărnășoara a lăsat un program în etapa a doua de extindere, pentru că situația materială este mai slabă, mai secuță și atunci lăsăm să vedem că dacă costă un abranșament undeva la 10.000-12.000 de lei, nu știu cât își permit, și costul gazului e destul de mărișoară. Dar înseamnă că ei nu vor avea gaz. Dar atunci vă trebuie să strângeți semnături, cum a făcut și Coțul Unesc, sunt cine de acord, nu o să le luăm bani, dar o să mergem pe cuvânt, că nici la Coțul Unesc și pe canalul ăla niciunde. Dar o să mergem pe... Ce se întâmplă? Noi am simțit acele înscrieri la gaz de acum vreo 2-3 ani,
2 ani de vină. Au mai murit, au mai făcut. Da. Mai sunt care nu o să mă urmă. Care, da. Care sunt înscriși. Mai mor, nu am înțeles. Nu, de brut, cred că... Dacă mai mor. Vor voi înscriși cineva acolo. Mulți au semnat, dar n-au știut costul de... Nu o să... Păi ne-am spus, estimativ, atunci când era, era vreo 25-20. Dar și-o pensie n-a mai crescut. Da, la pensie. Da. Asta a fost una din chestiuni care am venit și v-am mai spun că la Pioana Șoaia curăm acel puț, am ajuns la 88 de metri, s-a stătut la acolo, bine, că am mers cu cola mea de asta. N-au cimentat în momentul ăla, i-a crezut că merg în anarhie. N-au ce zi anarhie. Și am luat-o la început. Au șters exercițiul la tablă, că trebuie și mereu când ați greșește, cu buletele. Toate, cheltuia la vostru nu va merge, voi ați greșitori. Așa. Sperăm că acolo să dăm de... Nu sperăm, cu siguranță vom dăm de apă. Este garanție la 200 de metri. Dar sper să dăm mai repede. La Emil are la 45 și avea... Da. 245. Să aveți apă, aveți apă suficientă. Și mulțumirea acestei firme la Forțe, nu știu din totul, la Forțe, de zi, uitați că Mișco Ciocanistu, de când am făcut denisiparea, am schimbat pompele, am dat la sistemul de automatizare, nu am mai avut probleme. Am mai avut o spărtură, aici se mai spază. Presiunea are conducta de proastă calitate, nu o face, nu e o măsură. Conducta are 3 km, nu ieși măsură grosime la fiecare, și nici n-ai cum, să stai țeală. E de pe veciul. Și se mai întâmplă de astea neplăcute, neprevăzute. Mai plesnește pe oameni. Ultima autozită aici, la partea la... La Neapul. Nu, aici la Eugen. Aici, în biserică. La Jin, da. La Jin, la Nicoleta acolo. Hei, aducem băiat, intervenim, plătim, dar... important este că avem apă. Ne-au garantat că puțurile sunt în regulă. În condițiile în care utilizul vecinul meu sap la fontană, 60-70 cm. Și eu am pus 60. Nivelul apei când scade, explicația o știți. Da. Ce? Și nu trebuie să fim mai înțelegătoare, deci asta este exact. Vorba. Încă o dată fac apel la oameni să fim mai înțelegătoare. Și noi să nu ne batem joc de apa asta. Da. Dacă ne-a pus sper cu ovali prin curte, și uți și pereți, și mai mult, sper și mașine. Trebuie să avem și un respect față de mediu, de resursele noastre naturale, mai ales în momente când e seceră prea muncită. Bă, când e, poate ați frate și în cap, dar nici așa nu e ok că plătești. De ce să dai banii, îmi dai copilul, să spun care e un fel de papuci. Da, și lumea trebuie să înțeleagă, sunt defecțiuni care nu le vreau. Eu am ce stai, își plătește pompa. Nu le vreau. Dacă îmi dați voi un pic, pe chestia cu apa, cu obiectul ăsta. Am vorbit cu câțiva consăteni care au spus să descoperim încă un punct de un izvor, dacă nu e nevoie. Dacă nu e nevoie, bine. Și deci, au zis că o să participe cu bani. Poate vorbi 3, 5, 10 în numele la, hey, la 700 de abonați. Eu cu cât am vorbit, dacă se mai vorbește și la nivel după comună, poate, eu știu, facem ceva. Dat, avem rezervă, nu e cazul, dacă nu avem în abonare cetățeanului. Oamenii, dacă înțeleagă, să înțeleagă că sunt probleme care sunt inevitabile și se mai întâmplă și să plătească. Haideți să înțeleagă. Nu avem nicio treabă, nu ne luăm. Noi oricum, mulțumim de implicare. Să dă șpriț. Măi, toți vecinii mei ne-au zis că participă, dacă se găsește un alt izbor, o să participe și la Bocșoane. Nu vom avea probleme. La Bocșoane nu a fost probleme. Papa de loc. Nu a mai fost probleme la Bocșoane. Am să vă spun de ce și am explicat. Nu, eu sunt specialist, nici dumneavoastră sunt specialist. Fiecare în domeniul care s-a pregătit în viață. Pregătiți specialist. Să zicem așa, dacă nu-i pretențios cuvânt. Sistemul la Borjani a fost făcut de o firmă de la Botoșan care s-a respectat. Se numește Tehnic Assist, firmă. Așa și cum se ăștia, comunistul ăsta îmi place. Profesionist, pe domeniu. Sistemul ăsta la Borjani, la Cotrăvănești, l-au făcut domnul Șapcă de la Onești. Dumnezeu nu fie un ciobină, că n-are meseria și ca lumea, a fost specialist. Și că l-a cam frândurit și pe la podurile pe unde s-a turnat, pe asfaltul și pe la... Eu nu impun nimic, oricum. Este diferența, într-adevăr, între sistemul de coordonare. La început, am un problem și cu sistemul la Borșan. Tot la noi a fost.
Cu pompa arsă se zapone, bușai și ne spărgea. Acolo a fost problema. Schimbat acolo vreo două, trei pompe. A stat o perioadă chiar în perioada alegerilor, mi-am dat aminte că l-am șurut. În 2008 sau în 2000. A stat vreo două, nu două luni, să zic. O lună, a stat o lună de zi. Și acolo probleme. Și până la urmă orice sistem pânsașează, ca și o instalare. Ca și casă, lucrează, să așează lucrurile. Mai avem și fântânele care sunt... Să așează! Acum e bine, acum e bine. Chiar sunt mulțumit, pentru că nu am probleme la apă, la și nebir. Și pompele merg bine, nici pompele nu erau... nu erau cele care trebuie la capacitate. Eu nu se pupa proiectul cu situația în care... Mai și sursele la trămâie. Da, și în cazul ăsta nu. Acum e bine, e bine și de asta dacă o să o dăm la CRAP, CRAP o să ia toate sistemele, adică și Borșanu, și Bârca, și Cuțu. Va fi un singur om care va deservi acest sistem. Și o să am grijă să spun un om de calitate. Nu e obligatoriu. Nu este, deja este cineva Borșanu, nu? Nu e obligatoriu să creu cine este. Dar i-a mai adus un om care citește. Da. Și numai voi ne-ai. Mai trebuie voi. Și unul să țină chitanțile. La un sat cu 150 de abonați. Da. Înțelegeți? Da, dar înseamnă că sunt profit. Și ei se plâng că vor să facă restructurare. Dar ce să mai ales lucrurile? Cine știe de ce a venit? Dar știa, m-a auzit. Alții care citești cu tot. Voi ne-a cu treaba lui, el mă citește cu totul. Tot nu dă lucrurile. Cine? Sorin? Voi ne-a cu Sorin? Voi ne-a, da. Vreți, și pleta. Da, și o altă problemă apare, a cincea. Complicați-vă declarația de avere. Căutați pe cineva care se pricepe. Rugați-vă de fetele în primărie. Trebuie complicați-o online. Dragilor, care este? N-a trecut. El este 15 iunie maximă, dar eu până pe 15 iunie trebuie să le verific, să le dau acceptul, să le trimit. Deci ar trebui vreo 15 iunie, și iată, mai sunt două săptămâni. Neapărat. Păi și venim la dumneavoastră sau cum? Păi și dacă la fetele, la doamna Tatiana, la Muța, la... mai rugați-vă de fetele aici. Dacă ar luăm declarații. Nici un om. Da, declarații de vehicul le dau ca să așa... Da, ca să aveți orientativ. Domnul primar, chiar nu am timp să... Da, păi măcar, da, treci și ne dați declarațiile, cineva. Da, avem foarte multe. Și mai sunt patru persoane care nu mi-au dat adresa de mail. Eu, dacă nu dați o adresă de mail, nu pot să vă introduc în portal ca să vă vină declarația pe mail. Cine mai e? Cine nu are adresă de mail, trebuie să-și facă și adresa și să mi-o comunice. Da. Dacă ăsta erau 4-5 probleme, dacă mai aveți dumneavoastră o problemă în care vă apasă, ce vreau să mai... Da, vreau să mai spun ceva. Suntem cu proiectul, cel puțin avem, cum să vă spun eu, o garanție, o promisiune, că anul ăsta putem să intrăm cu asfaltarea bunicioarelor care au rămas. Dacă voi aș fi și certic, deci optimismul nu trebuie să dispară de noi. La felul cum se mișcă lucrurile pe criza asta, care suprapuse criza sanitară, economică, cu război, cu stări de necesitate și mai departe, așa mai departe, vorbim. Am iar o îndoiere, ceea ce privește acest asfalt. Nu știu, da, ești mai optimistă ca mine? Nu. No. Așa, deci am discutat-o, am stat de vorbă cu consultantul, cu proiectantul, cu cei de la minister, cu aia. Nimeni nu garantează nimic. Asta nu înseamnă că noi batem... Adică batem pasul pe rugă, îl batem din cauza altora, nu zic altora. Deci, de anul trecut v-am zis că punem asta. Se mișcă greu, nu se uitați-vă ce... PNRR-ul ăsta, să dea Dumnezeu. La fel cum se mișcă, cred că din PNRR-ul ăsta, nu știu dacă absorbim 50 de dar nimic, fraților. Și ăla trebuia pregătit din guvernarea trecută, la pe timpul lui... Orban, s-a pregătit nimic. Din păcate, ne trec banii europeni prin mâine, așa, și vedem cum cad jos, se duc. Așa e voită treaba, să nu să absoarbe nimic. Nu mă pot pronunța că așa e voită, eu văd că nu se face, că nu suntem în stare. A văzut și cu agricultura, cu irigație, când a fost Ciolo și-au refuzat. Da. Și de asta vă spun că din toată inima îmi doresc să facem
asfaltul, am pierdut terenul de mine tot de la Bulga, și pe mai viitoare îl inaugurăm, partea de vreme. Acum ca să apară și iară la Bucanex. Și de șanțul ăla avem în cartierul românilor care nu avem probleme, dar le bălte și treaba acolo unde se dori. Am înțeles cu creierile care le facem acum noapte. După care intrăm în școală, în vacanță, și vom fac o investiție destul de însemnată la școala Tămășoaia, cu extindere de școală și cu extindere de să am găsit spațiul la Cămune Cultural, așa, activitate culturală unde facem în ziua de astăzi. Acolo facem o sală sau două sale de clasă. Și acoperit două semne. Și acoperit școala în totalitate pentru că plouă prin curgeam. Cam astea sunt cele recente acum. În rest, ne-am gândit la o casă de, cum să numești, cum am zis, casă de evenimente, nu? În zona terenului de sport, gen, și v-am spus că simt bine despre lucrurile de data asta, gen casa de la Urichești, din Zăvoia, din Luz, la terenul de sport, pe zona aia, față în față cu trandafir, cu lovim, și partea, nu, nu se cam teren, lângă teren. La corp, să și iluminatul. Avem iluminatul pe program, pe ce program avem? Pe fondul de mediu. Schimbat tot iluminatul, punem pe economice. Avem destule proiecte, de asta nici nu are timp să vă ajute prea mult. E singura la achiziție la proiectul ăsta în care este foarte mult. Și muncă ca muncă, dar responsabilitate este da. Dar este mult de mult. Responsabilitatea este foarte, foarte mare. Legislația se schimbă de la o zi la alta. Trebuie să ții pasul cu ea, este singură, eu nu pot ajuta prea mult ca muncă de teren. Domnul secretar le are tale lui. Da, ce mă, asta e. Da, e important că mergem înainte. Nu, domnule, nu batem pasul pe loc, spune. Da. Cum se procedăm noi? Mai trec copiii dimineața la către școală, copiii din cartierul oamenilor și toți vin cu, să țin câine după ei. Acum ei n-au nicio vină nici copiii ăștia, că... Nu-ți vei găsi. Asta e o problemă mai delicată. Și chiar azi dimineață era somnul, știi, pe o vecină. Da, mi-a mai zis, da. Problema e delicată și abordarea iar este delicată. Că nu recunoscăți câinii lor, știți? Da, așa. Da. Câine, da. Nu recunosc chiar meu. Ama, o să căutăm o firmă de asta de hipnieri. Bă, nu-i atunci, îl prind și îl duc. Important este să vorbesc cu adăpost de ăsta, că nu sper nimeni dacă am comunicat cu adăpost de ăsta, adăpost de cânt, pentru 20 de cânt, 30. Da, asta da. Cum... Și-ți vorbesc cu o firmă de ăsta de ingheți și cu adăpost de ăsta, fie onest, fie ajut, dacă nimeni preia și pe a noștri. Bineînțeles, contracost, că... Da, asta e singura rezolvare. Cunosc problema, e adevărat, vedem că asta va fi singura chestiune pe care o trebuie să o facem. Deși vom avea probleme, așa, da, am prins câinile, nu știu ce. Da. Și la zâr, la părul la Neagra Ijinga, în spate, înainte era malul care dădea în gârlă, era un pic rupt. Uh-huh. Era un șanț și apa din drum se scorșea, intra în gârlă. Și acum nu mai e. Acum nu mai e acolo și pe amul zâr, Neacărai, băi, apa... De ce nu ne-a spus? Noi am fost acolo, am lucrat de lunga. Vorbeam cu vicele primar, cu Vola, rupem un pic. Da, am pus și azi piatra acolo, la fechet, în intersecția. Vicele acolo și acolo. Am văzut când a trecut. Da, 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 de asta nu e la ședință, e acolo. Dar orice problemă, chiar dacă e, nu e majoră, dar de asta mă rog, așa spuneți-le că e bine. De asta ne-au pus oamenii ca să-i... Mai trebuie discutat și treaba cu caterii care îi mai lasă de izbeliște. Cu ce? Cu caterii. Care îi lasă de izbeliște. Nu mai sunt așa mulți. Sau nu pala de gregarii. Voi... Mai sunt vreo 3-4. 3-4, caterii. Noi am încercat să prindem, nu reușim. N-ai cum. N-ai cum. Și aruncă din picioare, doamne. Dă de din picioare și de... Vă 3-4 mai sunt, că restul s-au modernizat și adică s-au boierit. Au mai puțin. Nu, mai gata, acum sunt mașini de-o vascule, o camionetă. Stă eu să dea mâncare la cat, să ia bărâna. Nu știu dacă am avut 10 cai. Dar eu îi rog, am nevoie de căruță să fac curățenie pe pârâu.
Bă, că nu mai avem căruțe, atunci îmi dați camionete. Păi nu că se afundă. Dacă se afundă, care sunt tranzit prin comuna Pățofănești legat de accidente, cum au fost în trecut câteva. Da, da, e bine, foarte... proprietarii, dar ăștia normal ar trebui să poarte cipuri. Și proprietarii de animale trebuie să răspundă pentru acest... Dar avem pe Vasile la Mititelă. Vasile Stănescu. Eu la Mititelă, cu mare. Da. A avut o accident tot așa, e bun de plată, dar la ce se ia lui ăsta? Casă, n-are bani, n-are servici, n-are... Te judeșcă, și instanții spune, da, uite, merge executorul, execută, îl iai ce se iei, dar nimic. Dator rezolvat. Dar n-are nimic în numele lui, nici terenul, terenul care are căsuța aia, ia primărie și da, nu știu, ce se iei. Deci, vă dați seama, situația e delicată. Era jeepul Șerban ăla sau? Care? Care l-a lovit pe el acolo, spre Onești. Nu? Nu a lui Șerban era? Nu, ce știu că nu. A fost o discuție, da, da. Cam trecut eu la Onești, atunci și avea fel pe semn. Da. Acum, de altă parte, spune-mi, conduce autul în regiune, lună, publice, cu viteza în așa manieră, pentru a reducerea debitării oricare. Da, când îți apare așa cănăluca în față, asta e, să mă uităm. Neacordare de prioritate ce a făcut ăla acolo. Da, oricare a avut și el vina în fața lui de șofer. Zic și eu, nu dau eu verdict. Da, dacă nu mai sunt alte probleme, dacă nu mai... Da, o zi bună, vă mulțumesc!